Bună seara, dragi telespectatori, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Cu și despre oameni. Puteți intra în legătură directă cu noi la numărul de telefon 0332711222. Numele meu este Cătălina Baltaru și vă propun în această seară 50 de minute cu oameni frumoși, oameni care activează în domenii frumoase, care fac o meserie cu tot sufletul. Vreau să menționez faptul că ne vedeți în toate cele 6 județe ale Moldovei: Suceava, Vaslui, Botoșani, Bacău, Neamț și Iași. Pentru dumneavoastră și pentru familiile dumneavoastră care nu se află alături, puteți să-i anunțați că de azi înainte o să ne vedem în toată Moldova. De asemenea, această emisiune este în transmisiune directă și pe pagina noastră de Facebook, Infinit TV. Ne propunem să aducem în fața dumneavoastră noutăți și evenimente care se petrec în Iași, locuri unde dumneavoastră vă puteți petrece timpul frumos și de calitate alături de oameni care sunt dedicați în ceea ce fac. Spunem bună seara în această seară doamnei Raluca Filip, brand manager. Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația. Mă bucur să vă am aici alături de mine. Noi am schimbat o trei cuvinte înainte de emisiune și am o stare foarte pozitivă, să zic așa, mă simt foarte bine. Dar să spunem telespectatorilor, cu ce ocazie v-am adus aici? În primul rând vreau să spun că am adus un nou concept de petrecerea timpului liber în Iași. Este vorba despre un parc de aventură off-road și este singurul din zona Moldovei, din partea aceasta de nord-est a României. Deci, dragilor, așa cum a spus și doamna Raluca Filip, un nou parc de aventură în zona Moldovei. Este singurul, după cum ați spus, da? Este singurul, da. Deocamdată primul. Singurul, dar să știți că se poate face coadă acolo la bilete, da? Acceptați! Cum să nu, cum să nu, bineînțeles. Haideți să vedem despre ce este vorba. De cât timp ați început cu acest parc? Ideea și conceptul sunt mai vechi și am început lucrul la această idee încă din 2016, de la sfârșitul anului. Inaugurarea propriu-zis a avut loc anul trecut, în 2017, pe 4 noiembrie, când am avut o colaborare foarte frumoasă și inaugurarea noastră a coincis cu organizarea unui festival local, festival de enduro, de motociclism enduro, împreună cu un club local de motociclism, singurul de altfel, din Iași, X-Enduro. Ok, și pentru că ați răspuns atât de frumos la întrebarea mea, aș vrea să vorbim despre ce activități desfășurați acolo la dumneavoastră, parcul de aventură. Despre ce este acest parc de aventură? Așa cum îi spune și numele, este un parc de aventură off-road, adică ce se poate găsi acolo? Se pot găsi trasee pentru motociclete off-road, adică motocross, enduro, hard enduro, trasee la fel preconfigurate pentru autovehicule 4x4, pentru ATV-uri. De asemenea, nu doar partea de motorsport este bine reprezentată, ci și partea de off-road fără motor, să spunem așa, biciclete. Cei care iubesc mountain bike-ul pot veni la noi să-și testeze bicicletele sau tehnicile de coborâre și de mers pe teren accidentat, inclusiv partea de alergări pe teren accidentat o putem acoperi. Mă bucur să văd o femeie atât de dedicată și care răspunde cu atâta siguranță la întrebările acestea, care până la urmă ar fi mai degrabă din domeniul bărbaților, cu motociclete, cu biciclete, parc de aventură, distracție și așa mai departe. De unde a pornit ideea aceasta? Cine a venit ideea? Ideea este veche pentru că pleacă de la o pasiune mai veche de-a mea. Sunt pasionată de motociclism și, prin urmare, am avut mereu acest gând de a merge, de a descoperi locuri noi cu motocicleta și nu am avut
n-am avut tot timpul la dispoziție anumite locuri care să-mi ofere și o siguranță, să spunem așa, și partea de civilizație, ziceați de bărbați și femei. Poate că femeile pun mai mult accent pe această parte de siguranță și de civilizație și nu pur și simplu să se ducă așa în pădure sau în off-road fără niciun fel de precauție, să spunem. Și de aici a venit ideea. Bineînțeles, ideea nu este singulară și nu este singura activitate care se poate desfășura acolo. Sunt mai multe, mult mai multe activități. Pot să le spun acum? Sigur că da. Avem o zonă foarte frumoasă de petrecerea timpului în aer liber, care se pretează pentru festivaluri, pentru evenimente în aer liber, pentru petreceri în aer liber, inclusiv pentru organizarea de focuri de tabără. Campinguri? Camping, da, avem și o zonă dedicată pentru camping. Doar o precizare, nu sunt construcții în acest parc de aventură. Cine vrea să rămână peste noapte poate rămâne la cort sau la rulotă. În niciun caz nu avem construcții și intenționăm să păstrăm așa acest loc, pentru că punem accent foarte mult pe natură. Adică nu este doar un loc, un parc de aventură, este și un parc natural. Natura rămâne cât mai sălbatică și în forma ei cât mai dură. Și pentru că ați adus vorba despre doamne care sunt mai precaute așa în ceea ce privește copiii sau chiar soții de care au nevoie, nu? În casă, în familie, există un public țintă sau oferiți oportunitatea tuturor să vină la dumneavoastră? Avem un target specific, să spunem așa, care este masculin, dar în același timp oferta noastră este foarte generoasă și acoperă inclusiv partea de familie și copii. Adică zona de grătar, care se pretează familiilor și copiilor în egală măsură, partea de închirieri de vehicule 4x4, care în primăvară va fi funcțională și acest mic parc al nostru Automoto prinde contur, în sensul că deja avem în formare și am achiziționat motociclete pentru copii, ATV-uri pentru copii. Așadar, dacă părinții sunt curioși sau vor să-și învețe copiii sau să-i obișnuiască cu anumite sporturi, îi pot aduce la noi să vadă dacă le place sau dacă sunt pricepuți la asta. Da, și pentru telespectatorii care ne urmăresc și sunt curioși cum arată acest parc de aventură, puteți chiar să spuneți cum vă găsim pe paginile de socializare. Da, avem, în primul rând, avem un site www.endurenci.com și pagina de Facebook care la fel se numește Endurenci. Nu doar Facebook avem și Twitter și Instagram și YouTube, partea de YouTube, canalul de YouTube intenționăm să-l dezvoltăm în următoarea perioadă cu filme, evident, care vor fi incitante, sunt absolut convinsă, pentru publicul larg. Și pentru că vorbeam mai devreme despre rulote, despre camping și așa mai departe, dumneavoastră puneți la dispoziție și aceste lucruri? Deocamdată nu, dar în viitorul apropiat, cu siguranță. La fel, unde ne pot găsi, ne pot găsi oamenii, prietenii noștri, fizic, în comuna Bârnova, satul Pietrărie, din județul Iași. Asta pentru cei care se întrebau, bine, îmi place acolo, îmi place ce aud, se pare că pot să-mi petrec timpul liber și în alt mod, chiar dacă suntem în Iași și suntem înconjurați de ziduri de beton, să zic așa, dar unde? Iată, dragilor, în Bârnova, nu este foarte departe, cred că nu este o problemă cu oamenii. Nu este deloc departe, este chiar foarte aproape, la 15 km de centrul Iașului. Chiar foarte aproape, adică este o oază de natură foarte aproape de oraș. Asta și pentru cei care vin din alte județe, cum ar fi Vaslui, Suceava, Botoșani, să viziteze Iașul. Nu treceți doar pe la palat, dragii noștri, treceți și pe la Bârnova, că nu este foarte departe. Dați o tură cu ATV-ul, eu știu, cu motocicleta, o să fie distracție. Apropo de motociclete și de ATV-uri, și spuneați că aveți ATV-uri pentru copii. Și pentru adulți. Ei sunt, bănuiesc că sunt, eu știu, supravegheați sau
Li se dau oricum echipamente, nu? Mă gândesc. Da, bineînțeles. Intenționăm să avem, pe măsură ce dezvoltăm acest parc, micuț parc automoto, vom avea la dispoziție și echipament pentru copii și pentru cei de care vor închiriat. Folosi. De închiriat. Da. Pentru că este foarte important să precizăm partea de responsabilitate și părintele care își aduce copilul, dacă nu are echipament și noi sfătuim să-și procure echipament propriu. Noi încercăm să punem la dispoziție și echipamentul nostru spre închiriere, dar echipamentul este o parte foarte importantă în sportul cu motor. Adică partea de combinezon, îmbrăcămintea, partea de bocanci, mănuși și foarte important casca. Este foarte important protecția. Chiar vreau să vă întreb așa cam care ar fi echipamentul, dar ați spus dumneavoastră pe lângă asta, dragilor, pe dedesubt nu trebuie să aveți doar numai eu, nu? Da, este frig. Da, sunt cine este pasionat sau cine se informează puțin, găsește pe internet toate aceste informații sau ne poate contacta pe noi direct și cu cea mai mare plăcere vă oferim consultanță în acest sens, pentru că noi vrem ca ai noștri clienți să se simtă bine și în siguranță. Repet, este un aspect important în ceea ce vrește petrecerea timpului liber la noi în parc. Cum v-ați petrecut timpul liber în această iarnă, care a fost și iarnă și primăvară și iarnă și toamnă? A fost o iarnă combinată, nu a nins foarte mult, nu a nins nici puțin. Acum avem zăpadă și pe străzi și pe trotuar. Cum a fost la dumneavoastră? Pot să spun că nu s-a terminat încă zăpada și sigur vom avea până vine primăvara, vom mai avea din nou. Simplu, cu săniuș, am organizat și am amenajat pârtii pentru copii și începători, pârtii pentru schi șerpuite și pârtii pentru săniuși care sunt drepte și poți prinde viteză. Și de ce spun pentru copii și începători? Pentru că nu sunt, panta nu este foarte, foarte, abruptă. Foarte abruptă, lungimea acestor pârtii nu este foarte mare, pentru că nu avem instalație de adus înapoi echipamentul și oamenii, este mai greu să urce. Prin urmare, este un avantaj faptul că aceste pârtii ale noastre sunt mai scurte, dar în același timp se pretează foarte bine, repet, copiilor și începătorilor, adică celor care vor să facă primii pași în a învăța să schieze, să-și țină echilibru pe schiuri sau pe snowboard sau pe săniuș. Și noi am denumit așa derdeluș această perioadă de iarnă și sperăm noi să mai prindem niște zăpadă până în primăvară. Urmăriți paginile noastre, cu siguranță vom anunța un eveniment dacă mai cade zăpadă. Sigur o să cadă zăpadă, pentru că la oameni buni, de obicei, dorințele se îndeplinesc. Eu nu cred că este o problemă cu acel mijloc de transport, să zicem așa, pentru că am fost și eu pe pârtii și au fost foarte mulți care evitau să se prindă și să fie duși până sus, mergeau încet, încet. E mai mare distracția când urci greu și dintr-o dată te dai pe schiuri și așa mai departe. Și mai este un aspect foarte important, obosesc copiii, adică oboseala copiilor este într-un fel bucuria părinților, pentru că copiii își petrec timpul în natură, respiră aer curat, aer tare, rece, microbii sunt mai puțini în jurul lor și se odihnesc foarte bine noaptea. Este un avantaj, zic eu, de a petrece timpul liber. Ce pot să facă părinții cât timp copiii sunt la săniuși sau ce pot să facă copiii cât părinții sunt la schi? Avem de toate pentru toți, în sensul că zăpada se pretează, bineînțeles, în continuare la obiectul nostru principal de activitate, la aventură off-road. Și nu este ușor deloc, nu este pentru toată lumea să intre în pădure prin zăpadă cu un vehicul, fie că este mașină, motocicletă, sunt și biciclete care sunt special concepute și au roți special făcute să meargă pe zăpadă și pe gheață. Da. Și
Astfel, și iarna, noi suntem practic un loc, un parc de aventură all seasons. Avem ce amenaja, avem ce organiza în fiecare sezon. Unde nimeni nu se plictisește, să zic așa, și toată lumea are câte ceva de făcut. Absolut, absolut. Și nu mai spun că am avut clienți care au încercat deja partea de grătar cu zăpadă, în sensul că în jurul tău este zăpadă, dar tu te poți bucura în liniște de un grătar cu prietenii și cu familia. Da, este foarte binevenit acest aspect, pentru că avem noi zonele acestea din Iași care sunt foarte aglomerate în perioada aceasta cu grătare. Și... Exact, și mai este un aspect de ce am vrut să amenajăm un astfel de loc, pentru că am observat, la fel în Iași, sunt locuri special amenajate, însă sunt pe marginea drumului, pe marginea asfaltului. Da. Mașinile nu au unde să parcheze și parchează tot în acea zonă, practic cu botul în grătar. Se mai aude și o muzică, poate care nu ne convine. Și de aceea am amenajat la noi în parc această zonă, care este o zonă în mijlocul naturii și nu pe marginea străzii. Dumneavoastră, cum stați cu muzica de fundal, background-ul? Nu avem muzică de fundal, tocmai pentru că la evenimentele publice, tocmai pentru că nu vrem să impunem un anumit stil. La petrecerile private, care au fost și le așteptăm să mai fie, fiecare își selectează muzica. Playlist-ul. Exact. Și ce înseamnă o petrecere privată? Vin oameni să închirieze tot parcul pentru ei? Sau? Da, depinde de ce anume vor. Am avut cereri pentru închirierea întregului parc, adică au venit, să zicem, un grup de 30 de oameni care au folosit circuitul de motociclism, după care au rămas la zona de grătar după ce și-au eliberat adrenalina. Și au rămas și după zona, partea de grătar. Am organizat pentru ei, la solicitarea lor, un foc de tabără. Așadar, au beneficiat de mai multe servicii. Dar se poate închiria, de exemplu, doar partea de circuit sau doar partea de grătar, pentru cine nu vrea să aibă de-a face cu motorsportul sau nu este pasionat de partea aceasta de off-road, vine și folosește doar partea de grătar ca o petrecere în aer liber. Am avut zile onomastice sărbătorite, ca au fost de la începutul anului. Așa, am avut și zile de naștere sărbătorite. Știți, acum ca o glumă, așa, mai lipsește o piscină și le aveți pe toate. Nu avem piscină oficial, dar... oficial. Da, exact, dar în sezonul de primăvară sau toamnă avem bălți și avem oameni care iubesc bălțile și noroiul în off-road, pentru că noi asta vindem. Vindem off-road, senzații tari și relaxare în același timp. Și pentru că se apropie perioada cu școala altfel și copiii sunt liberi să meargă în parcuri de aventură, spuneți-ne cam ce le puteți oferi în cazul în care doresc să ajungă la dumneavoastră în parcul de distracție, de aventură. De aventură. Da. Da, este un alt aspect al parcului nostru pe care vrem să-l punem în valoare. Repet, nu este vorba doar de motorsport și de off-road, este vorba și de natură. Prin urmare, copiii pot fi organizați și aduși la noi să cunoască natura. Avem o suprafață de 18 hectare. Prin urmare, pentru ei este foarte interesant să descopere natura și în același timp să știe că sunt în siguranță și împreună cu profesorii îndrumători să meargă să exploreze, ca să spun așa, natura, să cunoască ce înseamnă punctele cardinale, ca un fel de cercetași, să cunoască mușchiul, cum arată diferitele soiuri, copacii, să-i deosebească între ei. Ciupercile, exact, în perioada ciupercilor. Exact, și așa mai departe, insecte, animăluțe, flori. Da. Există și plante medicinale pe care ei... Poți să le identifici. Cum să nu? Și în săptămâna altfel, sigur, cu siguranță vom avea și tarife reduse și la promoție pentru cei mai mici clienți ai noștri. Cei mai mici clienți ai dumneavoastră sunt bineveniți și împreună cu părinții și cu profesorii, bineînțeles, și cu bunicii, zic eu. Și pe această cale vreau să vă întreb cam care este limita maximă de vârstă. Nu avem limită maximă de vârstă, pentru că natura este pentru toată lumea. Și mai ales, cum spuneați, de bunici, s-a pierdut puțin din...
din ceea ce am întâlnit noi de-a lungul timpului, nepoți care sunt lăsați la țară să-și petreacă vacanțele și de aceea foarte mulți copii au crescut doar în mediul urban și nu mai știu să petreacă timpul în natură și, cum spuneam mai devreme, nu știu să diferențieze copacii între ei, frunzele, să știe ce înseamnă natura efectiv și să prețuiască natura. Și de aceea punem un accent deosebit și pe partea aceasta de natură, cât mai sălbatică, inclusiv pentru copii, ca să înțeleagă și să redescopere alături de părinții și bunicii lor natura și ceea ce au trăit cei din familia lor și să înțeleagă în mod practic ce înseamnă a petrece timpul în natură. Pentru aceștia care sunt trecuți de prima tinerețe și aici mă refer la bunici, cred că este de bun augur acest parc de aventură pentru că pot să joace cu nepoții vața ascunselea prin pădure. Exact. Asta în cazul în care nu-i prea mare pădurea. Nu este prea mare, am spus. Avem o suprafață de 18 hectare care este foarte bine amenajată cu parcare. Este delimitată, da, adică atunci când se termină parcul de aventură aveți delimitare. Absolut, este delimitat. Este bine păzit, bine supravegheat și în același timp pot să spun că este partea de pădure și partea de open space, de zonă liberă, unde copiii și părinții și bunicii se pot bucura, inclusiv de evenimente cum ar fi concerte de muzică sau proiecții de film. Depinde de partenerii care organizează astfel de evenimente. Am înțeles. Și pentru bunicii aceștia care poate că nu mai sunt nu mai reușesc să se plimbe cu motocicletele, aveți ceva de genul jocuri de șah, jocuri de table? Intenționăm să organizăm în primăvară-vară tot felul de astfel de, să spunem, jocuri, nu neapărat competiții, pentru că e prea mult spus competiții, dar astfel de jocuri în care să includă și adulți și copii și ați menționat foarte, foarte bine aceste jocuri care se pretează inclusiv la a fi jucate în aer liber, adică îți petreci timpul într-un mod creativ, îți pui mintea la contribuție, dar și în natură, respirând aer curat. Intenționăm să organizăm inclusiv concursuri de cosit, pentru că cine mai știe să cosească în zilele noastre? Eu și să prășesc. Felicitări! Dar sunteți o raritate și o excepție și ne-am gândit noi că ar fi o parte amuzantă și de-abia așteptăm să vină primăvara, să crească puțin iarba, să organizăm un astfel de eveniment, un concurs de cosit. Iar pentru cei care câștigă? Încă nu spunem, va fi o surpriză, cu siguranță plăcută. O bătaie în noroi, să zicem așa. O să vedem. O bulgăreală iarna și o bătaie cu noroi pe timpul verii. Vreau să vă mai întreb, având în vedere că este în aer liber, am înțeles că ideea a pornit de la off-road și motociclete, biciclete și ATV-uri și tot ce înseamnă. Și chiar și alergat pe teren accidentat. Da, pe lângă asta, se poate juca volei sau badminton. Așa, badminton. Da. Și multe alte jocuri, adică fie că sunt de societate, fie că liber, da? Deci se poate, pentru că sunt foarte mulți care joacă tenis, de când cu Simona Halep, campioana noastră, foarte mulți români s-au apucat de jucat tenis. Nu vorbesc la modul cel mai profesionist, dar doresc să cunoască măcar bazele acestui sport și nu doar acestui sport, majoritatea joacă tenis, dar mai sunt care joacă badminton sau volei, dar volei în echipe de 5, 6, 7 oameni. Da, deci se poate și la dumneavoastră. Se poate, da. Cu tenisul mai puțin, dar cu alte jocuri, cum le-ați menționat mai devreme, în aer liber, cu siguranță da. Se pune un fileu și la nivel de amatori lumea se poate distra foarte bine cu astfel de jocuri.
Ei, acum, ce să zic, noi tot spunem aici este frumos, așa mai departe, dar care este capacitatea maximă? Câți oameni pot încăpi acolo dumneavoastră? Încă n-am verificat. Pentru că suntem foarte la început și nu am avut până acum niciun eveniment de anvergură. De aceea, chiar aș vrea să spun că suntem deschiși la parteneriate și la idei originale, inclusiv pe organizarea de evenimente de mare anvergură, cum ar fi festivaluri sau concursuri de diferite feluri. Dacă este într-atât de original încât să ne implice și pe noi, noi chiar suntem dispuși să oferim acest loc, acest spațiu cu titlu gratuit, dacă ideea este atât de originală și adună comunitatea în jurul ei. Așadar, noi suntem deschiși la parteneriate și la colaborări cât mai originale și la idei cât mai originale. Cum se simte Raluca Filip, omul Raluca Filip, atunci când se dă cu motocicleta? Pentru că a fost ideea ei și pentru că oamenii vin și oamenii or să vină în continuare să se distreze în parcul dumneavoastră de aventură. Cum vă simțiți când vedeți că ideea a luat naștere și crește? Foarte bine. Ce să spun? Este un sentiment unic, nu se compară nici măcar cu mersul pe motocicletă, pentru că sunt senzații diferite. Este o combinație de mândrie, de satisfacție. E o combinație. Este o combinație care te încarcă într-un mod pozitiv și de speranța că va fi din ce în ce mai bine și că oamenii vor înțelege conceptul din ce în ce mai bine și se vor bucura alături de tine de ceea ce ai tu să oferi și ce ai adus nou pe piață. Asta pentru că emisiunea noastră se numește Cu și despre oameni și încercăm să aducem în fața dumneavoastră în fiecare emisiune, în fiecare săptămână, oameni frumoși care fac lucruri, așa cum spuneam și la început, cu drag, inimă, din pasiune. Bun, să vorbim așa puțin despre prețuri. Mi-ați spus dumneavoastră că se găsesc pe site. Da, avem tarife diferențiate. În primul rând diferențiate pentru persoane fizice și pentru persoane juridice și apoi diferențiate individual sau grupuri. Cu cât vin mai mulți oameni, cu atât scad tarifele. Acestea, în mod detaliat, se găsesc pe site-ul nostru www.endurance.com. Sunt accesibile. Și, repet, încurajează foarte mult de a veni în grup, cu prietenii, cu familia. Cu cât vin mai mulți în același grup, cu atât tarifele scad. Aveți și oferte, că noi ne-am uitat pe pagina dumneavoastră, aveți oferte personalizate în funcție de perioada anului în care ne aflăm și am să doresc să ne spuneți așa atât despre oferta actuală cât și despre ofertele de viitor, pentru că sunt oferte ca de la om la om și amuzante și, cum să zic, pentru toată lumea, să spunem așa. Da, ofertele noastre au un anumit specific, să spunem așa, pentru că și parcul nostru are un anumit specific și crește într-un anumit fel, adică are un anumit profil pe care îl respectăm și îl veți descoperi dacă veți intra pe paginile noastre și de social media și pe site. Suntem în februarie, în luna iubirii și a declarațiilor, prin urmare pot să spun doar atât ca să vă incit mai mult să intrați pe pagină, să descoperiți mai multe. În această lună, femeile au intrare liberă la parcul nostru de aventură. Am înțeles. Deci, pe viitor, dacă doriți să mai știți și alte oferte, pe lângă aceasta care este super, mie îmi place, cred că o să mă duc, să știți, dragilor, că trebuie să păstrați legătura pe pagina dumnealor de Facebook, da? Pe social media în general, pentru că avem aceeași denumire, Endurance, și pe pagina de Facebook, și pe pagina de Instagram, și pe pagina de Twitter, și pe YouTube, și așa mai departe, la fel ca și site-ul. Colegii mei sunt foarte curioși să afle dacă și în luna martie femeile vor avea liber la distracție. Este absolut firesc. Dacă în februarie au intrare liberă, în martie, care este oficial luna femeilor, cu siguranță vor avea intrare liberă. Eu știu că pe 1 martie sărbătorim bărbații, pe 8 sărbătorim femeile. Oricum bărbații se sărbătoresc singuri în fiecare zi.
Dragilor, noi avem foarte multe întrebări pentru Raluca Filip, dar dacă și dumneavoastră aveți întrebări, puteți să sunați la numărul de telefon 0332711222. Cine știe, poate că ne propuneți dumneavoastră un nou joc în aer liber sau, eu știu, un nou sport. Acum, ce să zic, se vede că piscina nu cred că va avea loc foarte curând, dar sunt ATV-uri pe care puteți să vă distrați. Vreau să vă întreb cam câți angajați aveți sau cum sunteți acolo, o echipă de oameni, o mână de oameni. Da, lucrează... suntem puțini, dar împărtășim aceeași pasiune și același vis de viitor, pentru că suntem foarte la început și, prin urmare, nu ne-am făcut planuri de extindere foarte rapid, ci suntem conștienți că lucrurile trebuie să crească într-un mod natural și pas cu pas, adică nu avem așteptări foarte, foarte mari, dimpotrivă avem răbdare ca oamenii să ne descopere și să vadă ce înseamnă ca apoi să vină din nou și din nou și din nou, pentru că noi vom rămâne aici, vom crește și vom fi, consider eu, unul din brandurile de succes din zona aceasta a țării, dar și din România în viitor. Atunci mă bucur din suflet să fiu alături de dumneavoastră și să discut cu dumneavoastră. Da, vroiam să vă mai întreb ceva, dar cred că mi-am pierdut ideea. Vă mai spun eu până vă amintiți ideea. Legat de locație, Comuna Bârnova, de locul nostru, Comuna Bârnova, satul Pietrărie, noi suntem prezenți și pe Google Maps, ne puteți găsi la o căutare, și pe Waze, acea aplicație pentru mașini să ajungă dintr-un loc în altul. Așa. Mă bucur că faceți așa o muncă de frumoasă, că sunteți atât de dedicată și vreau să vă întreb ce planuri aveți pe viitor? Planurile sunt de extindere, evident, de extindere a evenimentelor pe care le organizăm, de partea de dezvoltare a sporturilor și a ceea ce se poate face, a serviciilor pe care noi le oferim clienților. La fel intenționăm să mai amenajăm încă o parcare față de cea pe care o avem deja, care este deja generoasă, dar este oarecum la distanță față de locul principal de acțiune, de circuitul de motocross, și am vrea ca oamenii să fie, pentru că în general oamenii sunt comozi, vrem să le oferim lucrurile cât mai grupate, să spunem așa, în același loc. V-am spus, suprafața noastră nu este foarte mare, dar nici mică, la 18 hectare. Și de asemenea, îi spun eu flotă, nu este impropriu zis flotă automoto, dar vrem să dezvoltăm acest mic parculeț automoto pe care, mic parc automoto pe care îl avem, cu mai multe unități off-road, adică mașini 4x4, ATV-uri, motociclete, biciclete și așa mai departe, buggy, care sunt tot un fel de ATV-uri. Da, am văzut, sunt un pic mai ciudățele, așa ca și construcție, da, da. Dar nu știu dacă nu cumva sunt un pic mai sigure. Spectaculoase sunt, într-adevăr, și mai sigure pentru că au acele întărituri, acele cadre, să spunem, de metal. Există posibilitatea să ne răsturnăm cu ATV-ul dacă... Bineînțeles! Bineînțeles, da, că există. De asta avem casă. Da. Și chiar e bine că mi-ați adresat această întrebare. Repet un lucru important. De ce există și ideea care a stat, una dintre ideile care a stat la baza înființării acestui parc este și testarea, un loc de testare. Testare a ceea ce înseamnă mașină și capabilitățile unei mașini sau a unui vehicul off-road, testarea unor tehnici personale de a pilota sau de a conduce și testarea unor oameni dintr-o echipă de off-road care merge și participă la competiții. De asemenea, asta este partea oficială, să spunem, corporate, când vii oficial să testezi, cum v-am zis, cele trei părți. Dar
Este foarte important pentru partea de persoane fizice să vină să testeze dacă simt că au nevoie, să zicem, să impresioneze pe cineva. Noi îi sfătuim să testeze înainte, să vină singur și să-și testeze abilitățile și propriul vehicul. Pentru că este mai sigur pentru cel care testează să știe dinainte de a aduce pe cineva. E riscant să vrei să impresionezi pe cineva și să faci anumite greșeli, pentru că nu doar te pui pe tine în pericol, ci și pe cel sau pe cea pe care vrei să o impresionezi. Și spun asta din proprie experiență, pentru că am întâlnit cazuri în care bărbați care credeau că țin sub control o mașină foarte puternică s-au băgat din prima într-o ravenă și n-au mai reușit să scoată mașina de acolo, intrând în panică sau făcând anumite greșeli, dar așa înveți. Și asta e important, pentru că tu, dacă vrei să înveți, noi îți oferim și partea aceasta de intimitate și de siguranță, și dacă tu vrei să rezervi câteva ore parcul sau anumită parte din traseu să vii să înveți, noi sfătuim să se întâmple lucrul ăsta înainte de a impresiona pe cineva în mod special, pentru că surpriza s-ar putea să nu fie plăcută. Da, pentru cei curioși sau pentru cei care nu sunt atât de bine pregătiți în domeniu, ce este o ravenă? O ravenă înseamnă o râpă. Am înțeles. O gârlă. Pentru că nici eu nu știu și am rămas așa puțin stand-by. Ce este o ravenă? Vreau să vă întreb cam ce puneți dumneavoastră la dispoziție? Săniuțe, da, ce număr aveți? Ca oamenii să știe, vin nu cu ea de acasă, da. Nu vin cu ea de acasă. Nu sunt foarte multe, dar acum cu săniușul, da, avem săniuțe puse la dispoziție, avem niște plăci de zăpadă, așa se numesc. Boburi, ziceam eu într-un timp. Nu sunt boburi, sunt chiar așa cum le spune numele. Sunt plăci de dat pe zăpadă, dar nu sunt snowboard. Aha. O să avem și snowboard, poate iarna viitoare, poate chiar iarna aceasta, depinde de cerere. Deocamdată am făcut față cererii. Deși au fost foarte mulți care au venit, dar foarte mulți au venit cu propriile lor săni și snowboard și schiuri. Schiuri încă nu avem, dar vom avea și schiuri pentru închiriat în viitor. Am înțeles. Și pe partea aceasta de biciclete, ATV-uri? Da. Construim acest mic parc, îl avem în formare, iar din primăvară, practic peste o lună, ieșenii vor avea posibilitatea să închirieze de la noi aceste vehicule. Da. Vreau să vă mai întreb dacă eu, spre exemplu, sau un telespectator are un ATV sau își cumpără un ATV, poate veni la dumneavoastră să-l testeze? Absolut. Da. Asta este scopul acestui parc de aventură off-road, singurul din Moldova. Este un loc unde poți veni inclusiv cu vehiculul tău. Adică noi, în primul rând, asta încurajăm. Să vii să-ți testezi vehiculul tău, să știi cum funcționează, pentru că poate voi fi puțin răutăcioasă acum, dar am văzut foarte multe mașini puternice, 4x4, prin oraș, doar pe asfalt. Aceste mașini sunt făcute 4x4 și sunt construite în așa fel încât să fie folosite pe drumuri off-road. Din păcate, cei sunt foarte mulți în mediul urban, sunt foarte mulți care își cumpără astfel de mașini foarte puternice, dar nu le descoperă, nu știu să le folosească și nu interesează să o folosească pentru ceea ce a fost, pentru scopul pentru care a fost fabricată și a fost făcută. Am înțeles. Și în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă să se accidenteze, este în regulă, aveți totul, da, este pregătit? Da, da, și bineînțeles avem și serviciul 112. Da, exact. Asta pentru mămicile care probabil că nu doresc să-și lase copiii în fața blocului cu sania, ci doresc să-i ducă într-un spațiu amenajat. De aceea este și foarte avantajoasă apropierea de oraș. Repet, suntem la 15 km de centrul Iașului, așadar foarte aproape. De aceea nu suntem foarte, foarte departe în inima pădurii. Suntem în inima naturii, dar nu undeva pierduți, să nu ne mai găsească nimeni. Avem semnal de telefonie, avem Wi-Fi, utilități, toalete ecologice, coșuri de gunoi. Așadar, repet, partea de siguranță și partea de civilizație este o valoare adăugată naturii sălbatice pe care am amenajat-o.
Am înțeles. Și pentru curioșii care se uită la noi, pentru telespectatori, poate că le-a venit și lor întrebarea aceasta pe care o am eu în gând. Doriți să extindeți și pe partea de patinoar? Pentru că este iarnă și un patinoar mic acolo nu ar strica pentru, eu știu, cei care nu au curajul să se dea cu schiurile sau cu săniuța. Nu ne-am gândit la asta, dar probabil poate sezonul viitor, când vom mai avea și bugetul altfel, probabil că da, da. Este o idee foarte bună și vă mulțumesc pentru asta. Cu mare drag, știți cum e, că nu se poate ca dumneavoastră să veniți cu o idee și să o expuneți și atât. Sigur o să mai fie și altcineva care va veni cu idei noi. Vreau să vă întreb dacă doriți să vă extindeți și în alte județe sau... Deocamdată nu. Deocamdată suntem foarte la început cu ceea ce realizăm aici și avem foarte, foarte multe de făcut în viitor și nu, în acest moment nu. Este de ajuns că suntem singurul parc de aventură off-road din nord-estul României. Am înțeles. Și pentru că siguranța este acolo, pe primul loc și noastră, dispuneți de echipamente pentru copii. Vreau să vă întreb așa, mai personal, să zic așa, copilul dumneavoastră vine în parcul de distracții? Vine, cum să nu, bineînțeles că vine. Și care este pasiunea lui cea mai mare? Unde l-ați văzut că se îndreaptă? Săniușul. I-a plăcut foarte, foarte mult și mă bucur pentru asta, pentru că am avut un weekend plin, un weekend în care nu mai voia să plece și m-a bucurat foarte mult. De ce? Pentru că, la fel ca toți copiii din ziua de astăzi, din mediul urban, este atras și el de tablete, telefoane, gadgeturi și stă mereu cu ochii în aceste aparate, să le spunem, uită să mai iasă afară, să se bucure de natură și, prin urmare, eu m-am bucurat foarte, foarte mult că și-a petrecut 2 zile pline la Săniuș, a uitat de tot ce înseamnă electronice și nu mai voia, repet, nu mai voia să plece de acolo, atât de mult i-a plăcut petrecerea timpului liber în natură, la Săniuș, iarna. N-aș fi crezut și m-am bucurat foarte mult că s-a întâmplat asta. Vreau să mă mai întreb, legându-mă de titlul emisiunii noastre, cu și despre oameni, care a fost, meseria dumneavoastră înainte de asta? Cu ce v-ați ocupat înainte de acest parc de aventură? Și acum mă ocup cu asta. Sunt consultant de imagine și PR și tot ce înseamnă partea de comunicare. De asemenea, consultanța mea, acest domeniu de activitate, mai acoperă și consultanță în scriere și implementare de proiecte cu finanțare nerambursabilă. În principal, dar mai ales partea aceasta de comunicare, expert în comunicare și PR, pentru că este un domeniu care m-a atras dintotdeauna și pe care m-am specializat, să spunem așa, indiferent de clienții cu care am lucrat, fie că au fost instituții publice, fie că au fost ONG-uri, fie că au fost business-uri, iar aici vorbim, când vorbim de business-uri, vorbim de business-uri mari, gen corporate sau antreprenoriale. Am înțeles. De unde a venit pasiunea aceasta pentru off-road? E simplu, tot de la motociclism a plecat. Și visul meu a fost să construiesc sau să ajut la construirea unui circuit de motociclism viteză. Dar pentru asta trebuie un buget foarte, foarte mare și trebuie spațiu și asfalt. Și asfalt. Așa. Asfaltul tău personal, exact, să zicem. Exact. Și pentru că trăim într-o țară unde asfalt nu avem nici pe străzi și autostrăzi, am adaptat această dorință și, repet, într-o țară unde nu ai asfalt și ai gropi, ce am putut să fac? Am făcut off-road, un parc de aventură off-road. Am înțeles, dar pasiunea în sine, de unde a venit? De la mamă, din de la copilărie, tată, din de copilărie, la filme? Din copilărie, de la bunicul meu matern, care eu am crescut la bunici, în mare parte din copilărie, și bunicul meu
avea o motocicletă. Iar eu, practic, am crescut acolo cu acea motocicletă și cu toți verișorii și unchii mei care și ei mergeau pe motocicletă. Prin urmare, pentru mine a fost ceva firesc și este în continuare ceva firesc să merg cu motocicleta, să-mi placă acest domeniu și să încurajez. Să încurajez oamenii și copiii, mai ales, să urmeze această cale sportivă, dar într-un mod organizat, nu doar pur și simplu să fie doar o pasiune. Eu, speranța mea este ca pe circuitul de motocross, care este singurul din Moldova, să se formeze campioni din Moldova, din această zonă, să se formeze motocicliști care să participe la competiții și să aducă trofee pentru zona aceasta și pentru țară și să participe la competiții de nivel european și mondial, plecând de aici, învățând aceste tehnici de aici. Pentru că, aș vrea să mai spun ceva, tot din primăvara aceasta vrem să deschidem calea către antrenamente de motocross, enduro, hard enduro, adică copilași sau nu neapărat copilași, oameni care sunt la început de drum, să descopere și mă adresez aici celor care sunt amatori și vor să încerce doar așa ca o relaxare în timpul liber, dar și celor care vor să-și îndrepte copilul să facă un sport care să-i disciplineze fizic și mental, un sport care să-i îndepărteze de la ce spuneam mai devreme de toate aceste gadgeturi, tehnologia din ziua exact, de astăzi. Exact, și să-i canalizeze. Bineînțeles, mai întâi trebuie testat dacă îi place copilului, iar dacă îi place, acest cadru este perfect pe care îl punem noi la dispoziție, acest circuit al nostru de motocross este perfect să-și canalizeze și să se specializeze pe această ramură a motociclismului, motocrossul, pentru că de aici se pot merge mai departe, îi pot participa la competiții. Și din primăvară, repet, voi avea doi antrenori, nu în același timp, asta e frumusețea, care vor veni separat cu școlile lor de antrenament și vor oferi astfel de cursuri de motocross. Este vorba de un campion din România, Adrian Răduță, și un campion din Republica Moldova, Mihail Cociu. Și dacă urmăriți paginile noastre, veți fi la curent cu noutățile și cu momentul în care vom organiza aceste sesiuni de antrenament. Acum eu mai am așa două idei de extindere. Vreau să vă întreb dacă v-ați gândit vreodată la partea aceasta de echitație, pentru că suntem în aer liber și nu avem nevoie extraordinar de mult spațiu. Nu știu, v-ați gândit să îngrădiți un loc pentru câțiva căiuți, pentru ne-am gândit la asta absolut și vă mulțumesc încă o dată pentru că exprimați toate aceste idei care sunt foarte bune, sunt foarte valoroase, le-am luat în calcul. În acest moment nu, dar intenționăm să dezvoltăm, repet, pentru că este și un alt grup țintă, ca să spunem așa. În acest moment grupul nostru țintă principal, v-am zis, este mai masculin, are un alt profil, dar vrem să ne adresăm și părții de familie, exact, și prieteni și atunci copii. Atunci când vin... Exact. Sau aibă toată lumea ce să facă la noi în parc. Da, am luat în calcul. În acest moment nu, dar încet, încet, pe măsură ce trece timpul și ne vom dezvolta, da, luăm în calcul să dezvoltăm și această parte. Aceasta a fost o idee și mai am o idee. Cum ar fi să aveți acolo la dumneavoastră un topogan din acela gonflabil în care copiii să-și antreneze mușchii, să zic așa. Adică un topogan gonflabil. Da. V-ați gândit la... Da, ne-am gândit și la asta. Și eu am zis că de acum sunt revoluționar, ne facem asociație. Să știți că nici ideea mea, a noastră, nu este singulară. În România, în străinătate nu mai spun, dar în România deja este aplicată de foarte mulți ani, în celelalte zone din țară, nu și în Moldova. Așadar, nu e nicio problemă că nu este o idee total nouă. Noi le-am luat în calcul și le vom pune la dispoziție clienților noștri încet, încet, pe parcurs. De aceea vă invităm să urmăriți în continuare paginile noastre, pagina de internet www.endurange.com și paginile de social media care au aceeași denumire.
Din păcate, telespectatorii noștri nu au fost atât de curioși să intre direct și să ne pună întrebări, dar noi, cei din echipa Infinite TV, avem foarte multe întrebări pentru dumneavoastră și mai vine una din culise. Dacă v-ați gândit să faceți o pistă de karting, am zis bine, da? Kartingul necesită asfalt. Așa. Din urmare, nu. Aici răspunsul este clar, nu. Nu în acest parc. Poate, cum ați spus dumneavoastră, în peste câțiva ani, când vom avea planuri de extindere mari, vom dezvolta și partea de asfalt, de viteză, ceea ce include și kartingul. Dar în acest moment, karting nu. Deci așa, ca un scurt rezumat, la dumneavoastră putem să ne dăm cu ATV-urile, putem să ne dăm cu sania, putem să ne dăm cu bicicletele, putem face un grătar, putem să ne campăm peste noapte dacă venim cu corturile noastre sau cu rulotele de acasă. Vom avea și corturile noastre și rulotele care să fie închiriate pe viitor. Da, avem unde să parcăm mașina. Dacă... Inclusiv cu mașina 4x4, dacă vreți să vă dau, sau dacă n-aveți și vreți să încercați o astfel de unitate 4x4, vom avea la dispoziție și un autovehicul 4x4. Tot ce trebuie să avem este permis de conducere, mă gândesc, și o oarecare experiență. Și curaj. Și curaj. Am înțeles. Pentru că nu este pentru toată lumea ceea ce oferim noi. Dragilor, iată că emisiunea noastră a ajuns la bun sfârșit. Am petrecut câteva zeci de minute frumoase împreună. Am aflat despre unde vă veți petrece weekendurile viitoare aici în Parcul de Aventură. În această seară, Raluca Filip, brand manager, am spus bine, v-a prezentat Parcul de Aventură. Să mai spunem încă o dată unde se găsește. Se găsește în comuna Bârnova, satul Pietrărie, județul Iași, evident. Și pentru cei care doresc să vadă pur și simplu cam ce este acolo, există și o pagină de Facebook și o adresă. Da, care se numește www.endurenci.com. La fel, Facebook-ul și toate celelalte pagini de social media au aceeași denumire, Endurenci, și la pagina de Facebook fotografia noastră de profil este un craniu de animal care sugerează natura, întoarcerea la natură și în același timp duritatea ei. Am înțeles. Mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația mea, mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit în aceste minute, iar dumneavoastră, dragilor, vă mulțumim pentru atenția acordată, sperăm că v-am stârnit curiozitatea și o să mergeți să vă crească puțin adrenalina, o să aveți parte de foarte multe aventuri frumoase și de o echipă frumoasă aici la Parcul de Aventură, pentru că nu este un parc de distracție, este un parc de aventură, în primul rând. Foarte bine menționat. Mulțumim pentru atenția dumneavoastră și ce să zic, țineți aproape, pentru că în continuare vom avea pentru dumneavoastră doar noutăți frumoase. O seară frumoasă!